City Park Mall a fost gazdă seara trecută pentru concurenții galei Super Combat, care se vor lupta vineri 19 iunie la Sala Sporturilor din Constanța, începând cu ora 19:30. Avem meciuri cu eroi din topurile mondiale, începând de la Moroșanu și până la Andrei Stoica, adversarilor de top Colin George, cel mai înalt luptător din Olanda, până la Koulibaly, care e campion mondial. Și constanțenii, care după mult timp a reușit să avem o mare echipă din Constanța, pentru că există tradiție în sportul de contact în Dobrogea și Constanța special. Acum a reușit să avem o echipă de oameni care pot să atragă fani și Constanța. Și s-a văzut foarte bine că deja în câteva zile biletele s-au epuizat doar prin sportivii locali. Constanțenii s-au adunat în număr mare pentru a se fotografia cu favoriții lor. Primii 100 au primit bilete gratuite pentru gala de vineri seară. Concurenții au profitat de proba cântarului pentru o primă confruntare. Mai spectaculoasă luptă a serii va fi cea dintre Cătălin Moroșanu, supranumit Moartea din Carpați, și colosul de 2,07 m, olandezul Colin George. Va fi o luptă dificilă, mă voi duce din prima pe adversarul meu, nu-l las să gândească, are alonja foarte mare, mă poate lovi cu genunchii foarte ușor, având 2 metri, deci voi încerca să-i dai de distanță, să mă duc din prima pier să nu-i dau nicio șansă. Deci ori la bani la spital, asta voi face. Adversarul său are și el o tactică bine pregătită, pe care însă nu vrea să o dezvăluie. I can't tell you. It's gonna be a hard fight, I know you're not gonna give it to me. La două luni după ce l-a întâlnit pe legendarul Gokhan Saki, Sebastian, fiul lui Dracula Ciobanu, se va duela cu unul dintre cel mai bine cotați surinamezi din noua generație, Fabio Gvaschi. O altă luptă interesantă va fi cea dintre campionul mondial Super Combat Andrei Stoica, supranumit Mr. KO, și starul francez Abdarahman Koulibaly. Andrei Stoica! La proba cântarului din City Park Mall au fost prezenți în calitate de invitat special prințul Paul și prințesa Lia. Gala Super Combat World Grand Prix 3 va începe vineri de la ora 20 la Sala Sporturilor din Constanța și numără numai puțin de 12 confruntări. Invitat special este actorul australian Costas Mandylor, cunoscut pentru rolul principal din franciza horror Saw. Gala va fi transmisă la nivel internațional în 93 de țări. O parte din încasări va ajunge la un centru de recuperare pentru copiii bolnavi din Constanța.